Petrecerea de noaptea trecută a avut ca și tematică anii de școală. A fost 1 iunie, concurenții au fost îmbrăcați corespunzător și decorul a fost al unei săli de clasă cu băncuțe, cu tablă și catedră. Am văzut că au mers concurenții să se uite și în catalog și au motivat acolo câteva absențe. Apoi a venit invitatul special, Dima. Le-a rugat la un moment dat pe mame să facă câteva urări pentru copiii dânselor de ziua copilului. Pe rând, mamele au făcut câteva urări, apoi Dima le-a spus că acolo pe tablă sunt niște rubrici scrise cu premiantul clasei, corigentul și repetentul. Fiecare concurent trebuia să scrie numele cuiva, băieții să scrie nume de fete, fetele nume de băieți. I-a rugat cu sinceritate să treacă acolo concurenții pe care îi consideră. Iuliana s-a opus la început, spunea că se vor crea tot felul de discuții și nu-și dorește acest lucru. Au fost mamele puțin mai curajoase, doamna Iuliana a fost prima care a scris acolo pe tablă, apoi doamna Daniela. Aici este tabla cu ceea ce au scris fetele, au trecut numele băieților, apoi băieții au trecut nume de fete, cam așa arăta tabla înainte să scrie Cristian. Cristian a trecut la premianții Iuliana, la corigenți a fost în dilemă să aleagă între Maria și Delia. Până la urmă a ales-o pe Maria, a spus că i-a susținut destul de des pe Delia și Liviu și de data aceasta alege Maria. Și la repetenții a rămas și a trecut Delia. Am văzut că a încercat așa să fenteze puțin lucrurile și să treacă Delia tot la premianți, însă nu i s-a permis pentru că o trecuse pe Iuliana, a spus că este iubita prietenului său. A urmat un dans al băieților foarte drăguț, apoi Dima și-a luat la revedere de la concurenți și a început petrecerea. Inițial pe ringul de dans au rămas mamele împreună cu Maria și Ștefan, ceilalți concurenți prin terasă sau livinguri, în grădină. Am văzut că a fost acolo o discuție la începutul petrecerii între Valentin și Elena. Aveau niște lucruri să-și explice și au arătat destul de mult că au stat de vorbă. Delia era în terasă, l-aștepta pe Liviu de la țigară. Aici Laura îl îmbrățișa pe Alex, a stat puțin de vorbă acolo, au stat de vorbă cu toții și la un moment dat Laura a mers și l-a îmbrățișat, probabil l-a felicitat. Apoi Alex cu Cristina prin terasă, Laura și Albert și-au luat ceva de mâncare. La un moment dat rămăseseră doar mamele pe ring. Ușor, ușor au revenit concurenții la dans. Foarte bine s-au simțit toată seara. Liviu cu Delia, Albert cu Laura, Maria cu Ștefan au dansat, i-am văzut că au stat și de vorbă, dar au fost și prezenți destul de mult pe ringul de dans. Pe concurenții am văzut că foarte mult au scris pe acea tablă, au fost încântați, oricum ei nu au pixuri, foi prin casă, așa că le-a făcut plăcere să mai scrie câte ceva. Albert și Laura în terasă, Cristina cu Alex, aici Maria cu Ștefan, colegii de bancă, s-au făcut și poze, au revenit la dans și Elena cu Valentin și erau foarte bine, au dansat cu toții, chiar am văzut că au fost multe momente în care erau prezenți majoritatea pe ring, s-au făcut și multe poze. Aici Valentina adusese o tavă cu șaturi, au luat șaturile de pe tavă și s-a dezechilibrat tava, a căzut pe jos, dar nu cred că mai era vreun pahar, n-am văzut să se spargă ceva. S-au dansat și hore, aici se făcea Skanderberg,
așa cum se întâmpla și la școală. Ștefan și Vlad erau acolo pe una din bănci și vreau să vadă care este mai puternic. Poze la antena Play. Aici lua bătăiță Elena de la domnul profesor Valentin. Avea indicatorul în mână și îi dădea puțină bătaie. Albert aici dansa cu Laura în brațe, o ținea într-o mână și o tot învârtea. Cam asta s-a întâmplat toată seara. Cei doi au fost tot timpul îmbrățișați. Elena îl asculta pe Valentin să vadă dacă a învățat toată lecția și am văzut că la final i-a dat și un pupic. S-au făcut poze destul de multe și seara trecută. Albert se săruta cu colega de bancă. Prin living, Iuliana și Vlad au stat și ei destul de mult de vorbă. Au fost și pe ringul de dans. Maria și Ștefan și-au făcut ceva de mâncare. Iar în terasă i-au arătat, stând de vorbă, pe Antonia și Cristian, explica Cristian acolo câte ceva, colegi de bancă Liviu cu Delia, i-am văzut că au dansat și ei foarte mult, au stat și prin terasă, însă foarte mult pe ringul de dans. Continua discuția dintre Cristian și Antonia. Cristian era așa cumva cu spatele spre Antonia. Maria și Ștefan au mâncat, i-au arătat că au ieșit afară pe băncuță. Au ieșit și Delia cu Liviu în terasă. Apoi au rămas singuri la un moment dat pe ringul de dans, nu îi deranja, se simțeau foarte bine, Cristina și Alex în terasă, Liviu cu Delia prin bucătărie, Albert cu Laura pe scări. Cam asta a fost petrecerea, s-a anunțat închiderea ușilor, after party a fost cu muzică și nu am auzit ce s-a discutat. Am văzut că Alex a mers și în cameră și se uita pe albumul foto, iar băieții au rămas la masă să mănânce ceva, să mai stea de vorbă. Sau Albert a mers în baie, s-a pregătit de somn, își căuta brichetă ceva prin buzunar și am văzut că se pregătea de somn. Aici Valentin făcea niște glume cu un morcov, niște glume mai deplasate puțin. Apoi a fost o fază în care Albert se pregătea să meargă la culcare și a luat o cană cu apă și băieții aveau chef de glume. Cristian îi tot făcea semne lui Valentin să-i atragă atenția, să facă niște glume, să-i zică ceva lui Albert, îi arăta spre Albert. Valentin i-a zis ceva și de acolo s-a tot râs, s-au tot amuzat Valentin și Cristian. Am văzut că aici Cristian vroia așa cumva să-l împace pe Albert, să pună mâna pe el, hai că totul e în regulă. Albert și-a tras mâna, râdea, nu era supărat, însă ceva l-a deranjat, pentru că de acolo parcă Albert se tot justifica, Valentin avea să-i spună anumite lucruri și Albert s-a tot dus în cameră, s-a întors, a încercat să le explice cum stau lucrurile, Valentin după el, Cristian după el. Aici Valentin își pusese un castron din acela în cap. S-a dus, s-a întors Albert, până la urmă a cedat, i-a lăsat pe băieți cu glumele lor și a mers la culcare.